Misiunea Uniunii Europene de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina a fost lansată de Comisia Europeană la solicitarea comună a președinților Republicii Moldova și Ucrainei. Aceasta s-a întâmplat acum 6 ani, la 30 noiembrie 2005. Experții europeni în domeniu i-au ajutat pe colegii săi moldoveni și ucraineni care activează în serviciile de grăniceri și vamale să sporească securitatea la frontieră. In terms of training and capacity building, dacă e să ne referim la instruirea și creșterea capacităților instituționale, în cei 6 ani de activitate au fost instruiți în total 5213 ofițeri vamali și grăniceri. Este relevant și modul în care sunt instruiți acești ofițeri. Noi încercăm să instruim mai mulți instructori din cadrul serviciilor partenere și încercăm să stabilim relații de parteneriat cu academiile de instruire ale serviciilor partenere, astfel încât contribuția pe care o facem să fie de lungă durată. Deși EUBAM nu se află aici pentru un termen lung, scopul nostru este să realizăm un impact deosebit de lungă durată. Because EUBAM is not here for the long term, but we aim to make a long-term impact. Pe parcursul celor 6 ani, grație tehnicilor noi și metodelor de prevenire a riscurilor, au fost depistate zeci de crime transfrontaliere. That joint border patrol operation was called Ackerman. Dacă luăm exemplul recent, operațiunea numită Ackerman, operațiunea comună de control la frontieră, cel mai traficat obiect detectat în urma acestei operațiuni, care s-a desfășurat în 2 faze operaționale în anul 2011, au fost țigările și produsele de tutungerie. În timpul operațiunii Ackerman au fost înregistrate 85 cazuri de contrabandă cu țigări, în cantitate totală de 14,5 milioane țigări traficate, în valoare totală de 3 milioane 200 mii euro. După țigări, cele mai traficate sunt drogurile și vehiculele furate. În centrul atenției EUBAM este și una dintre problemele majore cu care se confruntă țara noastră. Este vorba de fenomenul corupției, care împiedică dezvoltarea economică a țării. În opinia lui Ronan Gogan, ofițer de comunicare al misiunii EUBAM, lupta împotriva corupției este responsabilitatea fiecărui cetățean al Moldovei. Iată de ce experții din misiune și-au extins activitatea și au început să colaboreze și cu instituțiile de învățământ din Moldova și Ucraina, implicând tineretul în activitatea informațională în domeniul anticorupție. Pe parcursul acestui an au fost deja organizate 3 școli de vară cu genericul Tineretul împotriva corupției. Următoarea ediție a școlii va avea loc între 11 și 18 decembrie la Chișinău. We believe for the future of Moldova, engaging with the youth who are going to be the future politicians of this country. Noi considerăm că pentru viitorul Moldovei este foarte important să investim în tineret care sunt viitorii politicieni ai acestei țări. Aș menționa la general 2 lucruri esențiale în lupta împotriva corupției. Mai întâi de toate e vorba de sensibilizarea opiniei publice. Trebuie să dezvolți și să susții intoleranța publicului față de corupție. Un alt element necesar este dorința politică pentru a aplica legislația, pentru a o respecta întocmai. Din fericire, se pare că au fost întreprinse măsuri în direcția corectă. Awareness raising, and also you need the political will to enforce your legislation. În ultimele luni, misiunea EUBAM s-a implicat activ și în procesul de consolidare a măsurilor de încredere între oamenii de pe malul drept și cel stâng al Nistrului, creând o platformă de dialog pentru reprezentanții serviciilor vamale și a căilor ferate de la Chișinău și Tiraspol. Well, as you might know, EUBAM's role in terms of the Transnistrian conflict. EUBAM nu are un rol politic în soluționarea conflictului transnistrean. Rolul pe care îl avem ține de consolidarea încrederii, pentru că în timp ce toți așteaptă progres în soluționarea politică, trebuie să încerci să îmbunătățești viața cetățenilor obișnuiți și să asiguri trecerea normală a frontierei pentru oameni și pentru comerțul legitim. Noi punem accent pe reluarea circulației trenurilor de marfă prin regiunea transnistreană. Cel mai recent eveniment a fost întrevederea trilaterală din Odessa dintre reprezentanți vamali ai Chișinăului și Tiraspolului, la care s-au discutat posibilele soluții pentru a relua circulația trenurilor de marfă prin Transnistria. Trying to resume cargo rail traffic through the Transnistrian region.
Analizând activitatea misiunii europene de asistență la frontieră, la solicitarea autorităților moldovene și ucrainene, Comisia Europeană la mijlocul lunii octombrie curent a decis să extindă mandatul EUBAM încă pentru 4 ani. Reprezentanții misiunii spun că au încă multe de făcut. Noi vom continua să lucrăm în domeniile cheie care deocamdată s-au dovedit a fi realizate cu succes, și anume vorbim despre îmbunătățirea metodelor și procedurilor de luptă împotriva criminalității transfrontaliere, vom contribui la creșterea capacităților instituționale din Moldova și Ucraina. În domeniul securității vom continua să îmbunătățim securitatea transfrontalieră. Vorbind despre situația din Transnistria, vom încerca să intensificăm și să continuăm eforturile noastre de consolidare a încrederii, vom crește transparența asupra activității comerciale prin sectorul dat al frontierei. În ceea ce ține de planul de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize, EUBAM va oferi recomandări partenerilor săi din Moldova în procesul de implementare a planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize și a managementului integrat al frontierilor. Misiunea EUBAM sprijină procesele de asigurare a securității frontierei moldo-ucrainene cu o lungime de 1222 km, inclusiv segmentul de 472 km în regiunea transnistriană. Misiunea EUBAM are peste 200 de angajați, dintre care aproximativ 100 de experți sunt delegați și contractați din statele membre ale Uniunii Europene. Activitatea misiunii este finanțată în întregime de Uniunea Europeană în contextul Instrumentului European de Vecinătate și are un buget anual de 12 milioane de euro.